sănătate! Vă gândeați că o să faceți atât de devreme? Să-l bată că o să vedem zăpada acum, toamna? Noi în Constanța nu vedem așa ceva. Dar acum chiar nu ne așteptam să vedem zăpadă de bucuria noastră. Acești turiști veniți de la malul mării s-au bucurat de prima zăpadă. Nu se așteptau să găsească așa de vreme o priveliște de iarnă la munte. Ați venit cu copiii la zăpadă, iată, ninge, da, chiar iarnă. Vă place copiii? Da, le place. Vremea rece i-a făcut și pe ciobani să coboare mai repede turmele din creierii munților. Este zăpadă, oile noastre le-am băgat acum la pădure, pe lunga lotrului, trecem și de asta, suntem convinși că după zilele astea cu atmosfera asta de iarnă va veni și timp frumos și sper ca autoritățile să înțeleagă să lase acest drum deschis atâta timp cât vremea ne permite. Drumarii au pregătit deja utilajele pentru desăpezire. Au și intervenit noaptea trecută și vor rămâne în alertă, mai ales că în zonă au fost anunțate ninsori și temperaturi scăzute și în zilele următoare. Pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Oburșa Lutrului, după cum bine știți, acel sector de drum este închis pe perioada iernii, dar noi avem utilaje pregătite în cazul în care vor fi probleme, nu știu, participanți la trafic care vor forța intrarea, noi avem utilaje pregătite, iar dacă ninsoare va coborâ după kilometru 34-8, adică în stațiunea Rânca către Novaci, utilajele sunt pregătite să intervină. Avem material antiderapant, utilaje, oameni permanent. Din cauza vremii, Transalpina a fost închisă temporar între stațiunea Rânca și Oburșa Lutrului.